Negocierile dintre Ucraina și Rusia ar trebui să aibă ca rezultat restabilirea integrității teritoriale a statului ucrainian, a susținut președintele României Claus Iohannis după întrevederea cu omologul său din Lituania, Gitanas Nauseda. Am discutat modalitățile concrete în care putem sprijini cât mai eficient refugiații care au fugit din calea războiului, evidențind eforturile complexe ale României, inclusiv hub umanitar de la Suceava. Am reiterat de asemenea faptul că România sprijină o anchetă amănunțită a Curții Penale Internaționale cu privire la toate crimele de război comise de trupele ruse. În ceea ce privește negocierile dintre Ucraina și Rusia, acestea ar trebui să aibă ca rezultat restabilirea integrității teritoriale a Ucrainei, singura variantă acceptabilă fiind o soluție conformă dreptului internațional și intereselor de securitate euroatlantică. Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a subliniat la rândul său că ajutorul acordat Ucrainei trebuie să continue. Am fost de asemenea de acord să continuăm sprijinul pe care îl acordăm Ucrainei în lupta sa pentru libertate și suveranitate. Este nevoie de asistență politică, militară și diplomatică și noi susținem candidatura Ucrainei la Uniunea Europeană. Vizita președintelui Republicii Lituania la București a avut loc în contextul continuării coordonării strânse cu privire la situația de securitate cauzată de agresiunea Rusiei în Ucraina.